Sâmbătă, la Centrul Cultural din Râmnicu Sărat, s-a desfășurat cea de-a 11-a ediție a festivalului Florile Copiilor Râmniceni. Concurenții, elevii ai școlilor din județul Buzău, au încântat juriul cu vocile lor, iar alții au demonstrat că sunt buni dansatori. Festivalul este la cea de-a 11-a ediție. Avem secțiuni de muzică ușoară, muzică populară, dans modern și dans popular. Avem participanți în jur de 200 de copii și vin din școlile din județul Buzău. Ce ne dorați copiii? Mult succes! Concurenții spun că s-au pregătit intens pentru acest festival și că au așteptat cu nerăbdare momentul în care își vor arăta talentul în fața juriului. Am cântat și mi-a plăcut foarte mult. Da, nu credeam că o să iasă atât de frumos, aveam puține emoții și mi-au trecut în timpul concursului. Eu sunt pe secțiune de dans modern. Ai venit împreună cu trupa toată? Da. De unde ați venit? Din Grebănu. Eu o să cânt melodia Oameni de la Aurelian Andreescu astăzi. Ai mai participat la un astfel de concurs? Da, la Primăvara Buzăiană. Acum parcă o lună, nu mai știu sigur. Pentru membrii juriului, alegerea câștigătorilor nu a fost tocmai ușoară, deoarece toți participanții au dovedit că sunt talentați și merită să fie premiați. Jurizarea la nivelul acesta de copii care se află pe scenă nu este dificilă, este foarte dificilă, pentru că sunt mulți copii frumoși, sunt unii, chiar copiii noștri, și merită toate sacrificiile ca să fie acolo sus pe scenă și să ne reprezinte. Ca să fie câștigător trebuie să aibă în primul rând să vrea să fie pe scenă, să cânte din suflet, să aibă o voce bună, să se miște, să cuprindă cu totul și cu totul spectatorii. Tot sâmbătă la Râmnicu Sărat a fost organizat un festival în memoria unui râmnician nemuritor, Valeriu Sterian. Pe scena amplasată în fața primăriei din municipiu au urcat micii folchiști de la Centrul Cultural, dar și artiști precum Cornel Tudose și formația Forțele de Muncă. Am vrut să aducem un omagiu lui Vali Sterian, să nu uităm de el. Și iată că am reușit anul acesta să facem ceva și văd că lumea e încântată de eveniment. Invitați speciali la acest spectacol în aer liber au fost Leo Iorga și Compact B, care au încântat publicul cu melodii cunoscute tuturor. Vali a fost un prieten bun de-al nostru, ne bucurăm să cântăm în seara asta pentru el, dar și pentru publicul din Râmnicu Sărat. Valeriu Sterian, cunoscut ca Vali Sterian, s-a născut pe 21 septembrie 1952 în localitatea buzoiană Știubei, lângă Râmnicu Sărat. A fost un muzician, cântăreț și compozitor român de muzică folk și rock, lider al generației care a pus bazele folcului românesc, cea din anii 70.